Andrew Parker, reprezentant MI5, avertizează că Marea Britanie se confruntă cu cea mai mare amenințare teroristă din ultimii 10 ani. Parker a afirmat că în acest an, în Regatul Unit au crescut amenințările teroriste, așa cum se poate observa din atacurile care au avut loc pe podul Londrei. Amenințarea este multiplă, evoluează rapid, la o viteză și la o scară cum n-am văzut până acum. Este cea mai rapidă evoluție din 34 de ani de carieră. În ziua de azi, teroriștii au mai multă activitate, ne atacă mai rapid și este mai dificil de detectat. Amenințarea este mai diversă decât oricând. Acestea au fost plănuite aici, dar au fost altele coordonate de peste mări sau pe internet. Extremiștii de toate vârstele, de toate genurile și din toate straturile sociale, uniți de o ideologie toxică, îi motivează, a declarat Andrew Parker. MI5 se confruntă cu numeroase presiuni pentru a-și arăta eficiența după ce anul acesta au avut loc 4 atacuri, niciunul dintre ele nefiind depistate la timp de către serviciile secrete. Pe de altă parte, Andrew Parker susține că agenția a dejucat mult mai multe atacuri decât cele pe care nu au reușit să le stopeze. De exemplu, în ultimele 7 luni, mai mulți jihadiști au fost prinși chiar înainte să comită atacuri. Peste 36 de persoane au murit în Marea Britanie în acest an în urma unor atacuri comise de islamiști.